Ieri după amiază la Palatul Cotroceni a avut loc prima întrevedere din acest an dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta. Vizita premierului vine în contextul în care în câteva zile este așteptată la București delegația Fondului Monetar Internațional, care vine pentru o nouă evaluare. Delegația Fondului Monetar Internațional se va afla la București în perioada 15-29 ianuarie pentru evaluarea acordului de stand-by, principalele teme de discuție fiind perspectivele economiei, bugetul pe anul 2013, reformele structurale și politica monetară. FMI a întrerupt misiunile de evaluare după luna septembrie a anului trecut, motivând că dorește să discute bugetul pentru 2013 doar cu executivul rezultat după alegerile parlamentare din luna decembrie. Reamintim de asemenea că Victor Ponta și președintele Traian Băsescu au semnat înainte de desemnarea noului premier un acord de colaborare care conține principii legate de orientarea strategică a României în ceea ce privește apartenența la UE și NATO, dar și reguli de conduită publică legate de modul de adresare și evitarea confruntărilor publice.